Salutare tuturor! Steve sunt alături de voi. Astăzi la Viața Bate Filmul ne relaxăm pe centură. Chiar ne relaxăm. Pe bucățica de centură care o avem până în momentul de față, dar sperăm, eu nu sunt o persoană foarte, foarte încrezătoare în viitor și chiar sper și cred că vom ajunge cât se poate de repede la punctul în care vom avea șosea de centură. Ăsta este și motivul pentru care vorbesc despre șoseaua de centură. Este un plus care mă duce cu un pas mai aproape de a spera în șoseaua noastră de centură și poate până la urmă găsim și noi soluții să, nu știu, să încurajăm mai mult pe cei de la București care trebuie să ne trimită niște bani încoace pentru această șosea de centură. Sunt sigur că nu există politician în zona Sucevei care să nu-și dorească șoseaua de centură. Așadar, cred că ar fi un plus să își unească forțele în direcția aceasta. Adică să nu se mai contrazică degeaba, să nu zic să se certe. Dar să-și unească forțele în direcția aceasta. Și sigur, nu cred că există cineva care mă poate contrazice la lucrul acesta. Dar până una alta, haideți să vedem ce părere are omul simplu despre șoseaua de centură. Noi în zona noastră Sucevii, după cât știu eu și în analizele făcute, pe șoseaua centurii avem ceva făcut. Da. Chiar pe zona Fălticenului către Suceava a început să pună un covor așa și citind spre asta, că eu citesc spre asta, spun că s-a oprit când au asfalt. Probabil că nu mai au bani sau știu eu. Imaginar. Și doar atât. O bucată este. A noi cam tot e imaginar ceea ce avem. Și ceea ce nu avem, ne lăudăm tot timpul. Da, bine, până la urmă viața așa este. Puțin imaginară dacă... Nu, cu șosea de centură cred că stăm foarte prost. Cu orice fel de șosea cred că stăm foarte prost, mai ales cu traficul din Suceava și... Păi da, de când nu avem șosea de centură, nu vedeți ce cu ea. O parte. Și dacă nu se mai face, distruge și aia lantă. Teoretic avem, practic nu. Practic, ok. Practic nu, e o bucățică numai din... Ești într-un stadiu de desfacere, dar s-a oprit din lucrare. Am înțeles. Da, eu socot după mine, socot așa că inițiativa poate că și conducerea județului, poate că e vinovată pe undeva sau poate că nu s-a evaluat la timp. Dar din ceea ce știu mai clar, chiar astăzi am auzit, când oamenii care conduc lucrarea, oamenii care au făcut sentința de a câștiga licitația, vin, nu vin, stau, văd și rămâne lucrurile așa, fără ca să înainteze. Pe undeva este o sursă de opriri. Știu că nu e bine. Este cam de 80%, este. În ce stadiu este? Doar un sfert făcut din ea, în rest bate vântul, se degradează. Zice că finalizarea, că domnul Flutur oraș a spus că s-ar putea la anul pe vremea aceasta, dar nu-i precis ceva. Clar, da. Da, în ceea ce vreau să adaug în fața tuturor, da, ca să audă tot, poate că aud și ei din conducere. De ce nu? E clar că lipsește un pic slabă conducerea. Da, să ne ținem mai aproape, că vedeți cât se plătește cu mașinile, centura, chiar șoseaua care merge în raza Sirietului, am trecut într-o zi pe acolo, și legătură cu ieșirea din țară la Ucraina. Probabil nepoții mei o să meargă pe ea. Am înțeles, ești puțin pesimist. Pesimist nu, poate, depinde din ce perspectivă privim situația. Nu o să știe asta. Niciodată nu o să știe asta. Nu pot să-mi dau cu părerea. Nu cred că există. Adică nu este prins nicăieri. Adică să spună, domnule, sunt niște bani prinși în buget, de undeva, de la guvern, de la... Nu, deci... Am înțeles. Deci în fiecare an tot se promite, după cum se vede, 2017, 2018, acum am înțeles, 2019 vor începe. Beneficiile vor fi că o să, poate că guvernul să iei structura asta în înțelesul lor, poate că va face mai repede sau poate că există undeva să se strângă cumva conducerea locală a Consiliului Local sau a județului și chiar și cu domnul prefect să înainteze lucrarea, așa consider, dar sper să se facă. Poate în primul și în primul rând s-ar mai fluidiza puțin traficul din Suceava. Poate asta ar fi, nu știu, un lucru benefic. Dar e greu de știut. Până nu practicăm, să vedem ce se întâmplă, e greu de știut. Ar fi circulația pe aici mai structurată, mai așa. Ar fi circulația mai bine dirijată, da, sigur că ar fi mai bine. Nu va mai fi orașul atât de aglomerat.
presupun că dacă se vor scoate de la mașinile de 3 tone jumate pe centura ocolitoare, va fi și orașul mai degajat, vor fi locuri de parcare mai lejer. Noi oamenii ar trebui să mergem mai des în audiență, să mergem, da, chiar și meeting-uri să se facă. Deci să facă așa un sobor de oameni, știți, să mergem mai mult, să-i întrebăm, că ia să zic că uite, oamenii vin în urma noastră, au și inițiativa, dar lipsește și din partea publică inițiativa aceasta. Consider. Da, și sper că și oamenii sunt care trebuie să contribuie. Mergem, vorbim și trebuie să facem. Prea puține lucruri pe care le putem noi facem. În primul și în primul rând, nu știu ce se spune, e greu. E greu ca noi să putem face ceva, în primul nu suntem uniți. Și 10 găini care merg în fiecare direcție nu o să ajungă niciodată undeva. Pentru fiecare o să vrea să treacă într-o altă parte și așa nu reușim nimic. Vrea să fim măcar cocoși. Măcar, dar nu suntem nici măcar găini uneori. Suntem doar niște puișori care ne învârtim fără niciun fel de sens. Păi noi și putem face, dacă ăștia au luat bani, nu știu unde sunt banii, noi nu putem face nimic, domnule. Și, păi noi ce-am făcut noi la Revoluție, ăștia de aici? Hai, vorbim sincer așa, la Revoluție ce-am făcut noi? Păi de acolo au spus minuni, la televizor, minuni, tot felul de bajocuri. Noi ce-am putut face de aici? Noi am ascultat la televizor și spun ăștia minciuni. Românul e minciunul, domnule. Nu văd nicio... Vrem șosea. Nu, degeaba ești, adică dacă autorități locale, adică cei de sus nu se implică, nu văd o soluție. Am înțeles. Omul de rând, normal că își dorește să fie cât mai liber, dar vă dați seama, vedeți cum e orașul și spre Bazar, spre Botoșane și spre... când se urcă în sus pe două benzi blocat, omul își dorește, dar... cei în funcție, nu sunt bani. Sau să așteaptă ceva, să primească și ei ca să finalizeze ceva. În rest, șoseaua de centură e așa, o mică bucățică asta, ca să mai scurtăm puțin aici. Așa, dar în rest nu avem. Dar la întrebare legată, prima întrebare, dacă avem sau nu avem șosea, nu avem. Astăzi am vorbit despre șoseaua de centură. Avem o parte din ea, suntem într-un stadiu destul de bun, putem să recunoaștem asta, însă, din păcate, dacă nu se ajunge mai repede la finalizare, avem foarte mult de pierdut. Și noi ca și oameni în interiorul Sucevei, dar și chiar șoseaua de centură. De ce? Pentru că știți cum este. Când unele lucruri nu sunt folosite și întreținute, se deteriorează chiar mai repede uneori. Multe despre șoseaua de centură nu pot să spun, decât că mi-o doresc cu adevărat. Asta e sigur și cred că mulți dintre noi și-o doresc cu adevărat. Așadar, nu putem decât să ne concentrăm. Eu asta știu, că dacă te gândești pozitiv în direcția respectivă, chiar funcționează. Și eu mă concentrez în această direcție pozitivă. Așadar, vreau și sper și cred că vom avea cât se poate de repede șosea de centură. Am zis bine? Dacă am spus bine, atunci vă rog să ne dați un like paginii noastre de Facebook, Viața Bate Filmul, și să vă abonați la canalul nostru de YouTube. La fel. Pentru Viața Bate Filmul, Steve. Deci să fac așa un sobor de oameni, știți, să mergem mai mult, să-i întrebăm, că ia să zic că uite, oamenii vin în urma noastră, au și inițiativa, dar... Sunteți în căutarea unui acoperiș? L-ați găsit! Cântărește puțin și rezistă în timp. Ludwig Profil. Sistem complet pentru acoperiș. Măsurăm, calculăm și transportăm gratuit. Ludwig Profil, reprezentant zonal Bilca. Tot ce ai nevoie pentru acoperișul tău. Comenzi la telefon 0747 363030 sau accesând siglametalicasv.ro. Salutare! Ochii care nu se văd, se uită. Pentru a nu vă lăsa afacerea uitată undeva într-un sertar și pentru a vă promova, vă invit chiar acum să sunați la 0744238830 sau să trimiteți un mail la office@simplymind.com pentru a primi cea mai bună ofertă de promovare a afacerii pentru tot județul Suceava și nu numai. PTV, acum!